Salutare și bine ai venit la testul de cultură generală! În acest clip te provoc să răspunzi la 27 de întrebări din diverse domenii. Obții un punct pentru fiecare răspuns corect. Să începem! În ce oraș au fost executați soții Ceaușescu? Răspunsul este Târgoviște. Ce culoare are cutia neagră a unui avion? Răspunsul corect e portocaliu. Unde s-a născut Ion Creangă? S-a născut la Humulești? Care este cel mai rapid animal terestru? Este vorba despre ghepard. Care este cel mai lung fluviu din Europa? Răspuns corect, Volga. Când a început primul război mondial? În 1914. Ce poet a ocupat funcția de ministru al culturii? Răspuns Marin Sorescu. În ce fază a ajuns România la campionatul mondial de fotbal din 94? Răspuns sferturi de finală. În ce se transformă o omidă atunci când se dezvoltă? Se transformă în fluturi? Ce țară din America de Sud are cea mai mare suprafață? Răspunsul e Brazilia. Cu câte țări se învecinează România? Răspunsul este 5. În ce oraș a murit Nichita Stănescu? A murit la București. Unde sunt localizate corzile vocale? Se află în laringi. Ce comentator a intrat în cartea recordurilor strigând gol 52 de secunde? Răspunsul este Ilie Dobre. Câte state compun Statele Unite ale Americii? Sunt 50 de state. Din ce țară izvorăște Dunărea? Răspunsul este Germania. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? A durat 116 ani. Cine a inventat stilou? Răspunsul este Petrache Poenaru. Câte continente există pe Pământ? Răspunsul este 7. Ce tip de lac este lacul Iezer? Răspunsul e lac glaciar. Cine a exclamat Evrica? Răspunsul corect e Arhimede. Care dintre acești poeți avea profesia de medic? E vorba despre Vasile Voiculescu.
în ce an s-a scufundat Titanicul? ...1912. Cine a scris romanul Ion? Autorul este Liviu Rebreanu. Care este hrana principală a ursului panda? Răspunsul este bambusul. În ce parc din București se află Muzeul Satului? Se află în Parcul Herăstrău. Cine a scris versurile imnului României? Răspunsul e Andrei Mureșanu. La câte întrebări ai răspuns corect? Scrie într-un comentariu punctajul tău și abonează-te la canal ca să afli când publicăm noi teste de cultură generală.